Carmen Grebenișan a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a terminat proba la Survivor România. În ediția de luni, 23 ianuarie, concurenta din echipa faimoșilor s-a prăbușit din picioare. După ce a ieșit de pe traseu, Carmen Grebenișan și-a îngrijorat colegii după ce a ieșit de pe traseu. Concurenta din echipa faimoșilor a luptat împotriva Andrei Moromote, iar concurenta din echipa războinicilor a reușit să aducă punctul. Imediat ce proba s-a încheiat, creatoarea de conținut s-a prăbușit pe nisip și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Colegii au cerut ajutorul medicului de la Survivor România 2023. Teo, medicul din echipă, a sfătuit-o pe Carmen să se întindă și nu i-a mai dat voie să intre pe traseu. Concurenta din echipa faimoșilor s-a aflat sub observație medicală pentru restul jocului, care a fost câștigat de sa cu scorul de 10-6. Carmen Grebenișan este sub supravegherea medicului. Este epuizată. Nu va mai intra astăzi pe traseu, a anunțat Daniel Pavel în emisiunea de la ProTV. Creatoarea de conținut a mărturisit că a simțit că nu se simte bine de seara. Însă a ignorat simptomele. Carmen Grebenișan a revenit lângă colegii săi, după ce a primit îngrijiri medicale. Mă simt mai bine, dar am o stare asemănătoare cu beția. Am simțit de azi noapte că nu-mi e bine, a spus concurenta la Survivor România, conform ProTV. Carmen Grebenișan, în vârstă de 29 de ani, s-a născut pe 12 iulie 1992. Este zodia rac și s-a mutat în Cluj alături de Alina Ceușan, cea care i-a devenit cea mai bună prietenă. Ea are o greutate de 55 de kg și măsoară 1,70 de metri, concurenta de la Survivor România 2023 a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. În anul 2014, ea a început să scrie pe blog, iar acum a devenit o sursă de inspirație pentru cele aproape 700.000 de persoane care o urmăresc pe Instagram.